că metropolitul Vladimir se ceartă cu superiorii lui de la Moscova. Băi, să fie! Pare o versiune fantezistă, dar îmi place să cred că răbdăul mitropolitului Vladimir s-a rupt după ce a văzut secvența video cu episcopul de Tveri, cel care l-a probozit în fața enoreașului, pe un popătinerel pentru păcatul de a se pronunța în timpul unei slujbe dominicale împotriva războiului purtat de Rusia în Ucraina. Vă recomand să vă uitați la actul de flagelare publică în stilul irepetabil al lui Ramzan Kadyrov, da, cel care îi obligă pe oponenți, neascultători, să-și ceară scuze. Aveți link-ul mai jos. Ei, ca să-l umilească exemplar ca pe un dugleș episcopul împopoțonat în straie de gală cu canafuri aurii la buzunare și la toiag, l-a obligat pe preot să-și ceară iertare de la enoriaș și de la naceanic, în caz contrar, ar fi fost alungat din preoție, devenind un Iliușa Nei ca nimeni, așa s-a exprimat episcopul de Tveri. După care îl și văd pe bietul Vladimir cum și-o fi imaginat tabloul sinistru, cam piesa lui Gogol, revizorul, un episcop de la Tambov, e trimis la Chișinău de patriarhul Gundeaev, ca să-i tragă mâța pe spinare, în catedrala mitropolitană plină cu ochi de enoriaș, evlavioș, pentru promovarea neîndestulatoare a directivelor de la Kremlin privind justificarea războiului împotriva ucrainenilor rătăciți. După care îi smulge crucea masivă de la gât și dobară de pe creștet mitra albă imaculată. Decât să fie umilit într-un asemenea hal, mai bine se dă cu românii care, vorba lui Tândală, nu se duș nici ei la biserică, dar l-ar lua sub oblăduire cu tot cu lăcașe, cu stocurile de lumnărele și cu hectarele puse deoparte pentru zile negre. Așa o fi judecat mitropolitul Cantarean înainte să-i expedeze patriarhului Gundeaev epistola de adio despre care zumză internetul. Eu cam dată n-am văzut-o. Dar oamenii cu scaun la cap totuși ne povățuiesc să nu ne bucurăm înainte de vreme. Pentru că s-ar putea să fie o făcătură de-a Kremlinului ca să iasă la suprafață ca uloiul din candelă preoțimea rebelă pe care ulterior episcopul de Tver să o ia în primire ca să dea cu vârguța peste buricele degetelor neascultătoare. Celor dintre noi care suntem nerăbdători să aflăm posibilul deznodământ, ni se recomandă să fim cu ochii pe infatigabilul postelnic de la Bălți, cel care o fi având dezlegare să stea cu fundul pe scaun în prezența întâi stătătorilor importați, ba chiar la odică să șuire în biserică, vorba lui Păcară, dacă ceva nu este pe plac. Am mai văzut asta. Pe curând!